Salut! Noi suntem Cocolis! Și astăzi o să scăpăm de profa cu multă mustață. De fapt, o să vedem cum o să petreacă și ea Halloween-ul. Trebuie să facem deoarece... Că și ea se pregătește aici. Da, deoarece mai sunt Halloween spectacular. Și ai făcut cu pajanje, nu? Parcă da. Nu știu ce am făcut, ce n-am făcut. Nu știu dacă am făcut-o, da, credeți că am făcut-o. Hai că facem asta. Deci dați aici un like forță că scăpăm de profa cu mustață. Asta e pânză de pajanje, mi-a făcut farsă, Cristina. Apropo, ați intrat pe canalul de vlog să vedeți seria de Halloween de acolo. Să vedeți câtă șmecherie în pălărie. Nu farsă. Nu facem farsă. Le da jos. De deci ce curățat aici hai, tot. Hai, lasă vrăjeala. Ia uite-o vrăjitoare. Profa vrăjitoare. Dar ce rochie șmecher are. Ce zici asta? Mama, cu asta poți să măture elevii. Ăsta cine? Iubitul? Nu, ăsta e amantul. Amantul? Da, da. De ce cu colția aia? Ăsta vine numai la sărbători. Și de ce? E plecat în străinătate. Asta o să sufere când vine altchel. Nu! Ești cu unul care mă arată mai bine decât mine. Și mai înalt, și mai slab. Și se potrivesc. Mamă, și amuzant. Bă, ce l-a dat la o parte? Uite și tu materialista. Mm-hmm. Ai văzut? My God, da. Haideți să-i sabotăm mătura lui profa cu mustață. Și voi dați aici un like forță, că așa merge treaba. Eu prima dată mă duc aici. Eu nu știu ce să fac prin jocul ăsta, așa că prima dată mă duc aici. Dar întrebarea mea, e vreun joc în care tu știi ce să faci? House Flipper. Wow. Ia uite-te că instinctul... Atașe tu tăbru, mamă, îi pui pe tard din asta la mătură. Ok, trebuie să punem la mătură, super șmecherie. Profa vă că e bucătărie, nu? Nu e în baie? Nu, adică nu. Aoleu, dacă ea este sus, eu mă duc jos, da? De clar. Hai să vedem. O să mergi pe ușa din față la profa cu mustață. Eu nu prea merg de obicei pe ușa din față. Ce ușa? Nu, e încuiată. Nu e încuiată, pasă e. Ce? E încuiată. A, nu e încuiată. Bă, da, dacă mă vedea, am impresia că o să mă vadă. De ce ai călcat în cursă? Dar ce? Că am ieșit repede de pe cursă. Iubita, ai călcat în cursă și ți-o luat din viață. Și ăsta care a făcut jocul, nu mai am vieți infinite, că le-o scos. Le-o scos ca să câștige bani, deși am plătit vieți infinite. Și ai călcat în cursă. Stai să vedem, ăștia sunt elevii săraci. Du-te în subsol, mătura, pariu. E în subsol? Așa zic eu. Hai să mergem. Crezi tu? Bun, hai să ne ducem în subsol. Și să vedem dacă Felix are dreptate. Credeți că are? Normal, eu am tot timpul. Ce e aici? Aici, ce e asta? Nu știu. Uite, de ce nu văd nimic aici? Că tu mi-ai zis să vin aici. Eu ți-am sugerat, tu ai mers. Zici, și tot întuneric, eu nu văd nimic aici, dar Felix. Dar te-a pus cineva să mergi? Tu mai pus. Poate în curtea din spate, acolo se pune. Să nu mai calci pe cursă, te rog. Ia cursa, că s-a pus... Dar eu nu știu cum o iau. Ia-o și du-te afară, hai. Și deschidem ușa? Da. Așa trebuie să fie. Arunc în piscină cursa. Arunc cursa în piscină? Clar. Stai să vedem, așa? Da. Mama, știu să arunc. Bine că a aruncat racheta. Uai, ceva acolo, uite cu baloane, ce se aude acolo? Ce scenă are? Asta vrea să petreacă. Eu nu cred că e pe aici. Auzi, poți să te costumezi așa? Da, clar. Wow, ce astea invitații la petrecerea ei de Halloween. Aici are muzică, dar nu cred că avem noi treabă cu chestia asta. Nu avem. Nu, eu nu cred. Instinctul îmi zice că nu. Instinctul îmi zice că trebuie să ne ducem undeva. Da, eu cred că sus, măcar. Uite, du-te sus repede ca asta prin bucătărie, repede. Hai că mă duc. Dreaptă? Să nu mă vadă. Susi, e acolo ceva, îți dai seama. Atașii tu tăbrum, sticker în place, să nu dai pe cursă. Bine, o iau în stânga, probabil trebuia să iau în dreapta. Da, așa, Cristina tot timpul face o cursă. Ce amuzant. Unde-i? Deci dacă aș fi o mătură, unde aș fi? Dar mătura se ține lângă făraș. Caută fărașul să găsești mătura. Păi n-are și aici. Nu știu, nu ne-a dat niciun indiciu prima scenă. Știi era, că de obicei... Era în salon. Era un salon, dar sincer nu prea m-am uitat în salonul ăla de cu atenție. Ia sucola, că trebuie sucola. Trebuie? Dacă l-ai călcat pe cursă sau băgat. Vezi că vine profa, fugi că vine profa. Ce, că vreau să beau niște apă. Uite, am găsit ceva, nu știu, am găsit un hartan. Fugi că vine profa. Dar ce urcă scările, ce m-au văzut așa? Ia steaua. Nu iau Nu sări, că nu mai ai viața ta de multă. Da, uite că e bine. Dacă ai sărit, eu sunt sportivă. Da, ideea e să nu mai sari viitor. Ce ceva, Felix. Caută în salon repede. Mă uit în salon și dacă nu e în salon, eu dau dintre la hint. Dar tu, cu femeia care mătură uneori, unde pui mătura? Da, eu chiar mătur, aproape zilnic mătur. Stai să vedem. Aici nu-i, mă. Unde pune profa mătura după ce în folosește? În camera cu copii. Sigur are ea un loc în care își pune toate chestiile, să nu le vadă după ce le folosește. După ușa. Aoleu, ce musperiat ăsta. Ia sucul, sucul la dreapta. Se iau sucul? Ia sucul. Ce păpușă are ăsta. Da, e faină, eu zic să dau hint, Felix. Dă hint, că fără hint nu te mi jocul. Copile, îmi zici mie unde... Bă, nu ne dă hint. N-avem hinturi. Ce? Ce se întâmplă fără hinturi? Dacă mi se face rău. E greu. Deci, hai să căutăm mătura. Ne punem să căutăm mătura. Cum să nu fie hint, ori nebunit ăștia? Deci, Felix, uite-te bine. Că dacă nu o găsesc, nu-i vina mea, știi? De la hint acum, repede. Acum? Nu. Eu zic să dai restart din nou ca să vedem unde punem mătura.
Da? Că poate eroare de anus de hintu. Bine, ai dreptate. De restart. Bă, cum adică, bă, ori nebunit ăștia, cum adică, mă, să nu-ți dea, măi? Păi noi hint. Ne bazăm pe hinturi. Vreau hint. Vreau hint. Și eu vreau. Hai să se încarce. Deci, uite, în bucătărie cu mătura, dar da. Să ne gândim așa. Și se bucură că ea e vrăjitoare, da? E proful vrăjitoare. Și se gândește unde să o pună după. Da. Și uite, vine iubitul, amantul, da? Da. Așa, are 1000 de ani. Deci de obicei sunt indicii aici. Le profe de istorie. Auzi, dacă e în camera lui ăsta, știi că ăsta are o cameră, da, aia, mă. Aia pe colț. Și ăsta vine așa și își dorește și el să n-am ce își dorește. Aha. Aruncat așa. Mamă, și ăsta a fugit. Am înțeles. Bun, eu zic să mă duc în camera aia de sus. Vezi dacă poți să lăsi hintul repede. Acum aia să vedem, ne lasă? Da, nu, da! Că știu unde este chestia aia. Toaletul fabricii Brunstig și zgonot. Hai să nu dăm ție. Închide și ia ala și bacea. Bine, hai să iau chestia aia. Dar ideea e să vezi dacă poți să dai și nu să că-ți consumi. Dar tu ai înțeles chef-ul, nu? Înțeles, trebuia să iau prima dată ce știu eu că da. Pot lua și abia după să folosesc hinturi. Să nu dai pe cursă, e lângă tine. Da. Se nu. Ia lasă-mă, ia uite-te că am găsit și mătura. Ok, find paddles to attach to the broomstick. Ok, și unde le găsim? Păi, da. La piscină. Paddles? Ce paddles ăsta? Dintre alea, paddles cu care nuată. Ce? Cred. Doi. Dăm hint? Da. Ia să vedem. Paddles can be found outside the table, left in the main, outside the lane. Ia să vedem, zice că aici, pe măsuța de lângă da. Ușa de la intrare. Unde? Cred că, nu pe aici. Dar nu, asta e main door. Nu, ba da. Și table, aici. Păi, dar mai, poate mai e și altele. Nu? În partea aia nu-i? Păi nu zicea the left? Ia, stai să vedem cum zicea. Paddles can be found outside a table, left to main door. Păi zice, asta e ușa principală, da? Și masa din stânga, nu e asta? Păi nu știu, poate stânga din partea dreaptă. Stai să vedem unde. Acum, dar asta nu e main door, e aia de la intrare. Păi nu e asta. Nu, main door dreapta, îndepă acolo. Uite, aici pe undeva, trebuie să aici? Aici este ușa la intrare și acum mergi în stânga. Care asta stânga? E main door. Da, stânga. Eu știu că main door e aia. Bă, da, lasă, ascultă, știu eu. Bă, Felix, eu știu că aia e ușa principală. Și atunci dă-mi de acolo dacă știi tu, uite-te aici. Nu? Doamne, ce și-o pus astea pe aici, acum și-o decorat. Uite acolo, cu deselevia care învață. Păi da, dar au zis că stânga. Și aici deja e în dreapta ușii. Dar m-a tot greșit. Crezi tu? Da. Întoarce spatele tău, era spatele tău. Păi așa, nu partea asta n-am văzut. Aici? Da. Ce nu-mi place când joci tu, că nu cauți unde vreau eu. Auzi, păi ia joacă-te. Dar poate pe masă aici, undeva, te uita sub păi masă. Eu aici mă uitam, aici tot încercam să mă uit. Atunci du-te în forroată casa. Can be found outside the table. Măcar știm că e afară, forroată casa. Hai să ne ducem. Undeva trebuie să fie, dați like ca să găsim. Bea apă că mai pot de sete că nu găsesc. Parcă slatez. Uite aici, bea sucul. Dar zice outside the table, nu on the table outside. Bea sucul, bea sucul. Știi? Să-l beau? Nu, dar e plină, n-am nevoie. Profa aici la parter? Auzi, ce-i scheletul ăla? Profa la parter? Outside the table, left the main door. Dacă este, pe aici pe undeva. Bă, profă, te-ai blocat? Dar fă roata casei. Uite aia de acolo, Aici. Și eu când ți-am zis? Eee. Ți-am zis? Nu, Cristina, că e o dreapta. F. Eu stânga, ele pe amdouă. F. Attach the paddles to the broom. Haide stânga, să mergem dreapta, să le atașăm. Nu e stânga cu dreapta. Faza este că ei se refereau la stânga pentru prof, știi? Când iese profa din casă, stânga ei, nu stânga noastră. Tot timpul e prostop profa, stânga pentru profa. Tot timpul e strofa pentru stânga. Ea are prioritate, hă? Bă, deci nu cred că a fost aici mătura. Fugi! Auzi, dar de ce ai două perechi de pedale? Și pe unde fug? Deci dacă vine din față... Pe etaj, înapoi. Hai să mă duc. Dar unde? Aici. Dar nu înțeleg, de ce ai două perechi? Eu stau aici. Da, să nu cazi. Dar nu înțeleg tu, de ce ai două perechi de pedale? Păi ca să pedaleze ca pe bicicletă, de ce? Nu, adică, de ce mai unul la tine? Pe lângă la pe care l-ai pus. Ah, nu știu. Eu când zic de ce ai două perechi, Cristina, le calculează așa cu radical de ipotenuză. Lasă-mă cu matematica. Păi, ți-am pus ăsta la încărcat, de ce l-ai scos de la încărcat telefonul? La lasă-mă în pace! Tot atât ați găsit și chestii să comentezi tu. Cristina, cu 2%... De ce? 2%... Ce stai față? Să vedem, care 2%? 38%! Păi, dar ți l-am pus eu la încărcat, dar puteai să-l lași până la 100%. 38%! Nu te ține toată ziua. Unde-i mustața? Lași-te-n jos. Hai că până vine... Vreau să o văd așa în jos, să nu te vadă. Stânga. Nu, că ea vine din partea dreaptă, Felix. Acolo vine. S-o dus pe la ușa de la bucătărie. Și nu poți vezi pe acolo pe la casă. Pe acoperișul ăsta mergi și da, uite, vezi, uite, aici. Uite așa. Mustața! Uite.
Ba, vine, uite, uite, uite. Mușteață! Dar hai mai repede, doamnă profesoară, stăm atât pe dumneavoastră. Să mă aștept. Că s-a sunat de mult de oră, haideți. Să mă aștepte elevii, oricum fac ore și în pauză. Bă, ți-am făcut și ore și în pauză, ție nu plăcea? Știu. Faceți și voi. Știi tu, profa de engleză și de franceză, că făceam ore și în pauză. Știi de ce bine vorbesc, că știu că te uiți la video. Ce figură ești. Așa face și Carolina. Ținut în pauză. Eu în pauză. Copiam temele. Stai să vezi că se duce, se duce. Da, se dar duce. Nu se grăbește. Nu, cum nu se grăbește deloc, dar mare, mare e casa ei. Mare. Dar de ce ieși din din cameră? Ce-a făcut trecut pe lângă? Dar ce s-a întâmplat? Dar ce, n-am pus bine mătura? Mamă! Ia uite, ia uite, ia uite, cu tocuri. Ce penibil ai! Doamne, nu cred! O, și ce ai făcut? Așa, caz, caz. Am crezut că o să cadă direct în caldron, în cazan. Și asta e fericit, a? Te mai îmbli cu ăla, nu? Și îl bate, o bate mătura. Deci, practic, nu noi, am făcut farsa asta, ci iubitul. Super tare, de la home, dar replay. Era să dau replay. Încoace, cred că mai este o singură farsă pe care n-a făcut-o gamerița, să vedem aici așa. Da. Deci, ăsta de Halloween le-a rezolvat, Cristina, da? Și mai era Winter Special și asta Winter Gombad. Gombad? Winter Gombad, da. Cu cine ai de cu profa care mărgine în pauză, crezi celelalte, deși le-am plătit, mă pune să le văd din nou. Uite, și tu, toate le-am plătit și mă pune New Chapter Coming Soon, nu poți dau, nu? Da, dar să mai vedem de Halloween dacă am făcut totul. Da, iubita mea, că eu am memorie foarte bună și asta nu știu dacă ai făcut-o, da? Asta e special chapter și la Halloween, iubita mea, ai făcut ăsta ultimul, Broomstuck. Da, nu știu dacă am făcut special chapter Broomstuck? Ăsta. Broomstuck? Broomstuck. Dacă creepy crawler, poate facem da, pe ăsta. Da, ăsta Allergic and Antics. Sunt foarte fain. Uite, Food Scares. Nu l-am, asta nu le-am făcut. Cu picioruș. L-am făcut? Cu picioruș, nu mai țin minte. Nu țin minte. N-am să-i amintim Cristinei. De ce l-am făcut? Scrieți în comentariu, Cristina, cu memoria de jocuri. În realitate este memoria acceptabilă. În memoria de jocuri, na. Cristina, o singură chestie nu are la memorie. Unde își pune lucrurile, nu mai țin minte? Ia uite-o. Cu piciorul, da, nu mai l-am minte. Făcut. Ba, mă! Uite. E prima oară când văd piciorul dintr-o ăsta. Ba, mă! N-am făcut, mă! Stai să vezi. Uite, știu, dar tot în hainele astea se îmbracă de babă mie. Astea sunt hainele de Halloween. Da, hainele de cotoranță. Deci ea vrea să fie Wednesday. Mă, că nu a găsit o mână și a găsit piciorul. Give Mr. T bite of butt friend. Să-i deci fac... eu nu... Ziceți voi în comentarii dacă am făcut asta, că eu nu țin minte. Uite, Felice, uite și verifică. Ce te strâmbi așa? Că am dreptate. N-ai dreptate. Felix crede că el are dreptate mereu, dar n-are. Dar de cât la asta am dreptate? Din când în când ai. Și eu am de foarte multe ori și trebuie să-mi acord și mie credit am pentru făcut dreptatea eu mea. Dar... Nu mă, că memoria mea nu-și amintește. No. Uite, profa își lasă singură mesaje romantice pe oglindă, ca și cum mi le-a lăsat iubitul, dar ea și îl lasă singură. Ia sucu! Dar de ce? Că-s toată... Ia sucu! Dar le-ai atunci când ți-e sete. Nu trebuie să găsi șurubelnița. Șurubelnița. Știu unde este? Unde-i? Ori în camera cu tortură. Cu tortură sau de tortură? Haide, mă! De la etajă-i. Da, o să mă duc pe la bucătărie. Uite, ai luat steamă. Deci îmi place ideea asta că ți-arată ce anume trebuie să găsești, știi? Și te duc amerițe. Chiar îmi place mult. Unde baba? E sus, la etaj. Okay. Ia duci în stânga! Ia sucul. Nu iau niciun suc, mă. Lasă-mă că le iau atunci când trebuie să folosesc. Dacă aș fi o șurubelniță, unde aș fi? Aici în față. Aici în față? Dar mi-am impresia că profa e pe lângă mine. A, uite, deci este... Gamera. Find the toy to get the motor out from it. Jos. Dacă baba jos, mai mult sus. Deci, Cristina, îți explic cum se funcționează în jocul ăsta. Cum funcționează, că nu-i verb reflexiv. Bea suc. Uite suc. Iar că după aceea o să trebuiască în caz de o să feclești în alte jocuri, da? Eu da. Am plătit $4 ca să am suc în toată viața și nu mă înțeles. Ce mă speră de fantomițele astea. Bun, și unde este the motor? Motorul? The motor. Auzi, ia-mi o idee. Ia, du-te în camera asta. Și după aceea du-te în stânga. Aici? Da. Și uite-te acolo jos să vezi dacă e motorul. Nu? Păi, în partea aia nu te-ai uitat, da? Deci, dar ce fel de motor trebuie să găsim? Du-te acolo, du-te în față. Și uite-te pe balustradă așa în jos. Nu-i. Bă, nu știu. Eu dau un hint. Să-mi zic unde e motorul ăsta. O mașină. Tu summer in... Da. Ce vrăjeală. Și undeva în casă. Deci dai bani. Sus. Ok, deci nu e la aia, la parter sus. Hai să căutăm. Știi care e faza?
Bateriile. A, în camera, în camera. Du-te, mă, în camera. Nu, camera DIY, DIY. În camera de DIY, da. Și care e aia? Aia. Niciodată nu o să țin minte. Aia. Asta de pe mijloc, de aici? Mm-hmm. Asta cu două uși. Camera cu două uși. Este ceva suspect pe aici? Parfumul ăsta e nou și l-a luat profa, nu era înainte. Na, atunci zic exact unde vrei să fie, că nu găsești tu. Hai să vedem. Dacă ne zice unde e. În camera lui Misty. Hai să vedem unde e camera ei. Aici, nu lângă baie? Asta sau alta, cred că asta e lângă baie. Ia uite pe aici așa. A, uite-o! Păpușica asta. Use the screwdriver. Hai să folosim șurubelnița. Așa, folosește acolo bine. Așa, am folosit-o. Așa, use the motor wisely. Și ce trebuie să facem cu motorul ăsta? Bateria, dă hint că bateria o să zboare ca o muscă. Și ce trebuie să fac? Hint ca să găsești bateria. Ah. Put a motor into duplicate food. Okay. Bun. Și ăla unde? E jos, nu? Duplicate food downstairs. Bun, hai să mergem jos. O să mă nebunească musca aia. Du-te pe pescări, pe scări. Pe scări, pe scări. L-am văzut aici pe masă, știi? Da, ne trebuie un picior. Dar nu știu dacă să-i duplicate. Uite, uite, asta e duplicate. Asta e tu. Da. Open. Rubens, Rubens. Bun. A, ăsta e robot. Nu e adevărat. Da, da, da. De ce la mine? Așa. Pune-mă place the motor inside. Ok. L-am pus. Hint pentru baterie. Find a way to turn it on. Vezi unde, cum poți să-l aprinzi. You can use the battery. Unde e bateria? Battery can be found in the basement. Ok, hai să mergem în the basement. Zici că e ulei basmatic. Oțet basmatic. În față, unde? Îl văd, luminește. Luminează aici? Gata, hai să mergem să punem repede. Bă, profu, mai stai, te rog frumos, acolo și mai fă-i sport, că mai ai încă puțină gușă, te rog. Duracell, cele mai nasoale baterii. Și pune jurbelnița repede. Don't forget to tighten. Jurbelnița, că vine asta. Bun, și acum, Roan? Run, da. Haide, mișcă-te mai repede, jurbelniță. Run, Roan! Pe ușa din față. Nu, că ea e în față. Eu mă duc în basement. Nu, eu mă duc aici, în cameră. Du-te la etaj! Mă duc aici. Te duci cu suruți copiii ei. Lasă-mă, că-mi place aici. Vezi dacă e sub aici. Bun. Deci scrieți în comentariu dacă am făcut asta, eu țin minte că l-am făcut prezinție că nu l-am făcut, că dacă nu l-am dar făcut, nu l-am pe celelalte. Făcut. Cristina, eu am dreptate că l-am făcut. Doar nu, l-am făcut pe canalul meu și sunt plat. Poate l-ai făcut pe canalul tău, dar eu nu l-am făcut, îți spun sincer. Tu ai memorie? Și ce se întâmplă? Ia povestește, ce se întâmplă? Păi dă cu piciorul după ea. A, păi normal că dă cu piciorul. E dă în cap, nu știu cum e dă cu piciorul. O bate. Poate l-ai făcut tu pe canalul tău. Da, hai să vedem unde este profa. E afară undeva. Știi cum o chem pe ea? Mustață. A, uite, în bucătărie vine prin spate. Hai să vedem și se duce direct să-și facă un masaj. Dacă asta nu e profa din Ohio, să nu ziceți voi mie. Ai din România oricum. Profa din România, nu din Ohio. Și ăsta e elevul ei, da, preferat. Să faci un joc. Asta e fius. Să faci un joc cu profesor că a traumatizat profa. Cred că înseamnă realitate cu profa, așa era și în realitate, cred. Săracul, cred că l-a traumatizat foarte tare dacă și-a făcut un joc după profa lui. Păi mă gândesc. Dar elegantă și sportivă. Da, și matahală. Și matahală. Hai să vedem. Și avea ta casă din meditații. Deci fericită-i. Bate-o! Dă cu piciorul, așa, dă-i. Mai dai nota 4, hă? Mai zici nu mama că am chiulit. Oh my god! Mi-a făcut foarte mult. Dacă vreți să facem și celelalte două, dați aici un like forță. Pentru că nu le-am făcut. Și ne vedem data viitoare. Pa!